Băi, liniște că vă sparg. Vin peste voi. Vă pun stabor pe casă. Ca la prietenii mei la Craiova. Acolo când te uiți la nuntă, îți pui și sabia în portbagaj. Glumesc, desigur. Salutare tuturor! Astăzi un review despre Sigma 35mm 1.4. Un obiectiv reeditat. Prima variantă scoasă acum vreo 9 ani. Era un obiectiv conceput pentru DSLR-uri și adaptat mirrorless-urilor. În sensul că bucățica asta de aici, dinspre montură, era puțin mai lungă și avea, în acea parte avea practic un adaptor MC11, să zicem așa, inclus direct în obiectiv încât să poată fi folosit de aparatele Sony cu E-mount. La acea vreme nu cred că exista L-mount-ul. L-mount-ul a apărut ceva mai de curând. Ăsta este complet redesenat, este făcut special pentru obiectivele mirrorless, este mai scurt, vine cu niște îmbunătățiri, evident că da, e varianta a doua. Hello. Inclusiv pe parte de focus, flare-uri, să le detaliem pe fiecare în parte. Îl găsiți și pentru E-mount, îl găsiți și pentru L-mount. O să fac o mică descriere înainte de a intra în partea asta de teste. Dacă vreți, da skip peste ea, că sunt lucruri pe care le găsiți și pe site-urile de specialitate, dar zic să-mi fac datoria și să spun ce e de spus. Zic ei, se laudă cu chestia asta că e construit doar la Izu în Japonia. Acum îmi pun întrebarea logică. Ok, dacă te lauzi că e făcut în Japonia la acea fabrică care bănuiesc că e de top, că de-aia o menționezi, celelalte obiective unde sunt făcute? Ca preț, e undeva la $800, preț de America, vreo 4.073 de lei l-am găsit la noi. Probabil că cu atât o să-l găsiți și pe tăiem asta la montaj ca să nu se considere publicitate. Are un motor de tip stepping prin rotație, doar că ei au scos tot grupul de lentile care se mișca pentru a focaliza și au lăsat un singur element. Deci din punct de vedere al rapidității focusului e beton, din ce o să vedeți și în testele următoare. Acum o întrebare logică, de ce totuși Sigma a creat 3 obiective? Sunt 3 variante de 35mm, toate produse de Sigma și poate părea un ușor nonsens. Ăsta cu 1.2 diafragmă, ăsta cu 1.4 și a mai scos un contemporary cu diafragmă de 2. Din ce am citit și eu, și am citit zic destul de mult, sunt destul de bine delimitate ca și target. Evident că tu cu oricare dintre ele poți să faci evident același lucru, adică să fotografiezi, nu? Că pentru asta sunt făcute. Dar o să vedeți că sunt împărțite destul de bine pe categorii de folosire, să zic așa. Mergem mai departe cu ăsta. Construcție, 15 elemente în 11 grupuri, 11 grupuri, cu un FLD, un LED, două SLD, ASRH, PSH și așa mai departe. Compatibil cu focalizare automată de mare viteză, motor stepping, cum am spus, compatibil cu corecția optică din camera. Atenție, nu toate camerele au această corecție optică, deci dacă nu puteți să o faceți, să nu dați vina pe obiectivul ăsta, s-ar putea să nu poată face camera. Coatinguri, evident, ca să nu rămână urme pe strop de ploaie și alte trăznei de genul ăsta. Izolat la praf și stropi de apă, evident că nu puteți să faceți baie cu el, că nu e... Ce mai găsim pe el? Inel de diafragmă, da? Inel de focus, ăsta mare focus în față, diafragma în spate. Mai are un click de click pentru cei care fac video, da? Deci mișcarea, rotația e mult mai fină. Dacă i-am dat așa, se și aud. Buton presetabil, puteți spune ce vreți pe el din meniul camerei. Și un buton de autofocus, manual focus și încă unul care blochează diafragma. O chestie, poate mă deșteptați voi că jur pe viața mea că nu am înțeles niciodată. De ce acest buton care blochează diafragma nu o blochează decât în poziția de automat? Dacă l-am dezactivat, m-am dus pe diafragmă și iar l-am blocat din nou, nu mai pot să intru în automat, în schimb pot să mă învârt în oricare dintre astea vreau eu. Nu știu, eu de exemplu aș vrea să trag doar la 1.4 la un eveniment. Sunt la petrecere și vreau să fac eu bocheurile naibii și vreau să trag doar pe 1.4 și ca să nu umblu la aparat și nici la obiectiv, aș vrea să puc, puc, să-l blochez. Nu am înțeles de ce nu fac acest buton să blocheze fix pe diafragma pe care o vrei. Mă rog, filtru de 67mm, sper că nu spun o prostie, stai să mă uit. Da, 67, că așa pare, m-am măsurat eu așa din ochi, am o ruletă în ochi, alții o au pe limbă, 67 mm, 640 de grame,
față de 1 kg și 90 de grame. Deci mult mai ușor. Diafragmă maximă de 1.4, diafragmă minimă de 16, fără stabilizare de imagine, focalizare automată, evident. Distanța minimă de focalizare tot 30 de centimetri ca și la celălalt. Rata de reproducere macro 1 la 5.4, adică 5.4 cm în realitate corespund cu 1 cm de pe senzor. Eu în cazul meu când fac nunți, vreau să iau un detaliu de o verghetă, de o mânuță, ceva mai pe finețe așa, poți să te apropii cu el destul de mult. 11 lamele la diafragmă rotunjite și 640 de grame. Cam atâta despre specificațiile tehnice, urmează testele de flare, viteză de focus atât pe foto cât și pe video, o să le vedeți pe toate și la final concluziile mele vis-a-vis de jucăria asta. Flare-ul este prezent, după cum se și vede, dar este foarte, foarte, foarte micuț. Aproape insesizabil. Autofocus video. Ca și în cazul precedent, mă refer acum la Sigma 35mm cu 1.2, am setat în aparat viteza focusului pe fast și după cum se poate observa, mișcarea este liniară, nu există sacadări, accelerația și decelerația mișcării sunt și ele destul de line, ceea ce personal consider că face acest obiectiv eligibil inclusiv pe partea de filmare. Autofocus foto. Mult mai rapid decât cel video, e și normal să fie așa, pentru că la video o mișcare foarte rapidă poate deranja din punct de vedere vizual. Însă pe parte de foto avem nevoie de ceva viteză și după cum se vede nu există probleme. Chiar am poziționat intenționat submarinul ăsta mai aproape și test chart-ul la îndepărtare încât să avem o mișcare cât mai lungă a mecanismului de focus și după cum se vede e destul de rapidă și precisă. Focus manual. Vom întâmpina exact aceeași problemă, mă refer la faptul că deși am făcut focusul pe capacul verde, în momentul în care mișcăm de câteva ori inelul focusului, după cum se vede, dacă revenim la poziția inițială, focusul nu va mai fi pe acel capac. Din fericire, pentru L-mount există un dock ce am înțeles că remediază problema asta. Din păcate, doar pentru L-mount și nu și pentru E-mount, pentru Sony. Un alt punct util videografilor este că acea cursă a inelului de focus este mult, mult, mult mai scurtă, ceea ce îl face utilizabil și pe partea de filmare, fără nicio problemă, indiferent că aveți L-mount sau E-mount. Respirația focusului. Destul de accentuată în comparație cu Sigma 35mm 1.2. Eu nu o văd ca pe o mare tragedie, dar după cum se vede e destul de amplă. Vorbim de câțiva centimetri în cazul de față. Am îndepărtat puțin subiectul fotografiat, deci se vede. Bokeh-ul, unul destul de plăcut din punctul meu de vedere, cremos. Mă refer la faptul că în interiorul cercurilor de lumină nu avem un zgomot foarte pronunțat. O să vă rog să faceți abstracție de puncticelele astea, am uitat să șterg lentila frontală. Pe laterale, cercurile au o formă ovală în comparație cu 35 cu 1.2 unde arătau aproape ca un ochi de pisică. O să mergem mai departe. 1.6, 1.8, 2, 2.2,
2,5, 2,8, deja au început să apară pe conturul acestei forme geometrice niște mici colțuri, sunt între pătrunderile lamelelor diafragmei. 3,2, 3,5, 4 și 4,5. După cum spuneam, eu zic că arată foarte, foarte bine. Și că tot suntem aici, am zis să facem și un test practic, deci focusul pe maimuțoiul ăsta, diafragma 1,6, beculețele arată frumos, diafragma 1,4, super ok bokeh. Mergem mai departe, calitatea sticlelor, sau mai precis, claritatea acestui obiectiv. O problemă notabilă pe care eu am observat-o și am văzut că și alți băieți care fac review-uri prin afara țării au observat-o. Inițial am crezut că am greșit eu cu ceva, că am ratat focusul, dar se pare că nu. Ci e o problemă strict legată de construcția obiectivului. Și anume, la diafragme foarte deschise, cum e cazul de față 1.4, și la distanțe foarte mici între obiectiv și subiectul fotografiat, imaginea nu este foarte clară. După cum se vede, are un ușor anșarf așa, deși punctul de focus era fix pe fața individului. Lucrul ăsta nu se întâmplă în momentul în care închizi diafragma sau în momentul în care te depărtezi ușor de subiect. Asta poate fi un impediment pentru că de multe ori la pregătiri, de exemplu, eu fotografiind în general nunți, am nevoie să fotografiez de aproape un detaliu, de, nu știu, o verighetă, o chestie de genul ăsta și încă un detaliu. Se vede, deci numerele astea nu sunt foarte, foarte clare. Am fotografiat și o textură de lemn la 1.4. De data asta, asta e o fotografie din mână, dar exclud tremuratul mâinii. E tras la 1.4000 în plin soare. Și se vede că imaginea este ușor, ușor neclară. La 2, lucrurile... diafragma 2, lucrurile deja se schimbă simțitor. 2.8, există o diferență de luminanță între cadre, aveam un copac în spate, soarele bătea prin crengile lui și de-aia unele sunt mai luminate, altele nu. Și la 4, iarăși imaginea este destul, destul de clar. Din păcate, la 1.4 lucrurile nu stau chiar la fel. Și am mai fotografiat sforicica asta, tot așa la 1.4. Se vede un ușor blur, așa, nici nu știu cum să-l numesc. Mergem mai departe, la 2 lucrurile se schimbă simțitor în bine. 2.8, deja se vede în detaliu structura... funii din ce în ce mai clar. Și la 5-6 aberații cromatice. În general le găsim sub forma asta de mov cu verde. Sunt destul, destul, destul de mici, după cum se și vede. Am supraexpus puțin imaginea. Da, se vede. Încă le avem. Și un ușor verzului aici pe margini. Un verde albastru așa pe aici. Am mai închis puțin diafragma. Aici a dispărut aproape cu totul. Încă mai e prezent prin spate. Deci în zona de blur, da? Diafragma 1.6, acum la 1.8 nu mai avem, tot așa foarte, foarte puțin în spate.
La 2 a dispărut cu totul. Dispărut cu totul. Deci doar la diafragma de 1.4, 1.6, deși nu pot să zic că mai există aici ceva. Pe la 1.4 apare. Un alt test de claritate a obiectivului, mă refer acum la test chart. Am tras tot așa de la diafragma de 1.4 până la 16. Și să vedem ce se întâmplă atât în centru cât și pe colțuri. Deci la 16, o diafragmă mai mult decât închisă, avem detalii. O să cobor. 6.3. La fel de ok. Ok. Ăsta are undeva la un 4x4 cm, la fel și abțipildul ăsta mic de aici. Mergem la 2.8. Imaginea arată foarte bine. Puțin mai blurat pe margine, în centru la fel de clar. Iar la 1.4 tot așa ușor blurat în centru și ceva mai blurat pe margine. Să facem și o comparație. Deci 1.4, da, cu 2 în dreapta, 1.4 aici, 2 aici, 1.4 cu 1.8, șase cu 1.4, ia să vedem. Deci eu zic că undeva pe la 1.8 se strică jucăria, adică imaginea începe să fie ușor blurat. Câteva concluzii înainte de final. Prima părere ar fi legată de partea de video, unde personal nu am să-i reproșez foarte multe lucruri. Focusul este aproape linear, nu este linear, dar este aproape linear. Din ce am înțeles, am mai spus-o și ceva mai devreme, pentru L-mount există un dock cu care poți să ajustezi mișcarea inelului de focus. Personal nu l-am folosit, așa că nu pot să am păreri, dar știu că există. Din păcate, doar pentru L-mount este făcut, nu și pentru E-mount. Mișcarea inelului, mă refer acum strict la partea de video, deci mișcarea inelului de focus, dacă vreți să faceți focus manual, rotația este destul de scurtă, adică ajungi destul de repede într-un capăt și celălalt al plajei de focalizare, ca să spun așa. Focalizarea automată nu este sacadată și mai mult decât atât accelerația cât și decelerația mișcării, o să vedeți că este foarte, foarte fină, adică pe filmare, în momentul în care schimbi de pe un plan pe celălalt, lucrurile se vor întâmpla destul de finuți. Mai mult decât atât, focusul este destul de rapid, mă refer la focusul automat, și precis. Deci cam astea ar fi plusurile și minusurile pe partea de filmare. În schimb, dacă ar fi să comentezi ceva pe partea de foto, ar fi. Și aici mă refer la, odată, aberațiile cromatice care există și, doi la mână, și poate cel mai important minus din punctul meu de vedere, este faptul că la diafragme foarte deschise, mă refer 1.4 și 1.6, când fotografiez de aproape, imaginea e destul de softat. În schimb, ca și plusuri, pe parte de foto avem un focus rapid, precis,
obiectivul are foarte multe butoane pe el, ceea ce ajută enorm. Are inclusiv un buton presetabil pe care puteți pune ce vrea mușchiul vostru. Este ușor, este construit bine și nu în ultimul rând are un preț foarte bun, ținând cont de fratele mai mare, Sigma 35mm cu 1.2 și chiar de Sony cu 1.4, care evident are un preț și mai mare. Cui se adresează acest obiectiv? Personal consider că se adresează operatorului hibrid, ca să-l denumesc așa, adică celui care face atât partea de foto cât și partea de video, mă refer la zona pro acum, dar care totuși nu este dispus să plătească sume foarte mari pentru un obiectiv. După umila mea părere, n-aș include acest obiectiv în gama art de la Sigma, sau dacă ar fi să o fac, l-aș pune ușor, ușor mai jos, repet, din punctul meu de vedere, consider că principalul actual acestui obiectiv este raportul calitate-preț. Cam atât despre astăzi, ne vedem data viitoare. Pa!